Minile astea mai mici, parcă m-aș băga în ele, știți ce zic. Dar poate să vină oricând un... Nu, nu, nu mă bag, las, mă pace. Chiar nu sunt în formă pentru chestia asta. Hai să mai explorăm lumea de sus puțin, cât mai avem timp. Că repede se duce ziua, dar nu contează, acum putem să ne culcăm, ce-i drept. Găini, găini, multe. Hai să ne omorâm, nu, ce să facem, nu? Unde mai sunteți? O, vaci, am văzut vaci. Pac. Vaci și porci. Vreau să am o varietate de mâncare în burtica mea. Păi nu. Supraviețuim, o să ținem 10 episoade. 20. 30. Cu fiecare vacă omorâtă o să avem mai mult. Și nu avem loc pentru carne, din nou. Yay. Așa. Pare rău că vă omor. N-am când să țin o fermă, nimica. Toate că ar trebui la un moment dat să mă apuc să țin o fermă. Niște sugarcane o să avem nevoie, cu siguranță. Sau nu. Pentru că avem deja cărți, dar... Ia, du-te tu de aici. Ar trebui să mă apuc să tai o grămadă de copaci. Da. Chiar e o idee bună asta. Trebuie să găsesc mai multe mere. Coborâm jos aici. Și ne facem o mini căsuță pentru noaptea asta. Că vreau să iau niște mere. Trebuie. Trebuie. Uitați așa. Să nu mai coborâm cu cabal. Pac. Și acum, lăsăm ăsta aici. Avem un crafting table, îl vedeți? Că eu nu-l văd. Unde e crafting table? Oh my god, cât avem aici. Las că mă organizez eu mai de seară. Că când se face seară. Gata, ne ajunge. Și hai să mergem la tăiat copaci. A, uitați unde era... Oh, bun, bravo, măi. Cam aici era crafting table-ul. Eh, hai să tăiem copaci acum la greu. Asta e ca lumea într-o mapă de genul ăsta, pentru că nu trebuie să ai grijă de ea. Eu de obicei mie îmi place când mă apuc de un survival, să am grijă de mapă, să nu o distrug, gen, să nu fac chestii de genul, să distrug toți copacii și după să nu replantez. Chestii de astea mie nu-mi plac. Ei bine, aici într-o mapă de genul, bam, 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 am terminat totul, plec mai departe, trecem peste. Dar, na. Adică îmi place și așa, și așa. Dar într-o mapă normală, uitați, deja un măr, perfect. Ideea e că ți-am zis tu, ăla care te uiți la mine. Tu, da, ți-am zis că am să vreau să fac un bunker. Și în bunkerul ăla o să facem un loc unde să plantăm mulți copaci ca să nu mai ieșim prea mult la suprafață. Da, într-adevăr, nu o să ieșim prea mult la suprafață dacă vrem să supraviețuim mai mult, pentru că o să ne trebuiască. Trebuie să fim foarte echipați, în concluzie. Poate chiar vreau să termin jocul, nu? Nu? De ce nu? Da, ce, eu nu pot. Vreau și eu să termin jocul în ultra hardcore. Un achievement foarte bun pentru Kolpir. Adică, na, cine a mai făcut asta? Nici nu știu cât am filmat. Ideea e că filmez, mă joc mai mult și după le tai, le organizez eu frumos. Pentru că dacă tot ies tot timpul și filmez peste 2-3 zile, îmi pierd abilitățile de Minecraft. Și mai ales în ultra hardcore nu poți să-ți pierzi abilitățile de Minecraft. N-ați văzut ce bun am fost până acum. Mi-am luat damage de la un schelet care nu-l vedeam. Nice. Pac. Pac. Somn ușor. Prima dată când dormim în această serie. Așa, perfect, perfect. De ce l-am spart? Oricum nu contează. Ce voiam să fac? Să mă duc să mai tai copaci, probabil.
Pentru că vreau să cadă toate frunzele, adică toate merele, mai pe scurt. Sper că nu a apucat să spawneze nimica. Sper. Ne dăm seama care este frunza de oak și care este frunza de bărci. Faza e că dacă le sparg, nu știu dacă sunt mai multe șanse sau mai puține șanse de a primi un măr. Dar, na, nu știu de ce le spărgeam. Le spărgeam ca să nu fie unite cu cealaltă, probabil. Acest copac sigur o să dea câteva mere bune. Ideea e că e foarte mare. Și mie nu prea îmi place să distrug copacii ăștia mari. Sunt foarte enervanți. Foarte greu de distrus. Să avem grijă să nu picăm. Pentru că, na, dacă picăm nu-i bine. Să spargem cu mâna, că nu prea mai avem durabilitate la acest pic, la pickaxe, doamne, la acest ex. Oho, deja au căzut un măr, coboară jos, mărul lui Adam, încă un măr, oh my god. Suntem bogați în mere, ideea e să nu le mâncăm ca proștii, fără să vrem, bineînțeles. S-ar putea să întâmple asta odată, dacă o să fiu disperat, probabil am să mănânc cu măr așa. Ok, deci a fost chiar un copac destul de productiv și micuț. Am crezut că e mult mai mare și mai enervant. Avem de mâncare. Eu zic că ne-am stabilit din punct de vedere al stomacului. Acum toată ideea este să minăm. Minăm foarte mult. Hai să mai cadă puțin. Și să începem o nouă mină. Poate data asta e mai productivă ca cealaltă. Nu zic că cealaltă nu a fost productivă, totuși am găsit două diamante. Patru diamante, scuzați. Na, acum poate găsim mai mult fier. Asta doresc din această mină. Doamne ajută. Ideea e că dacă cobor la, iarăși la nivelul 12, s-ar putea să găsesc diamante din nou, ceea ce am să fac. Dar aș prefera să găsesc mai mult fier de data asta. Și să vedem ce găsim. Rugămințele mele au fost ascultate relativ repede, dar totuși încă nu este destul. Și ce am găsit noi aici? O mică piscină de lavă în care am putea noi, dacă am găsit încă un diamant, am putea să facem obsidian imediat și ne-am scos și cu enchanting table-ul. Și gata. Deci eu zic să căutăm diamante acum. Asta e următoarea noastră... următoarea noastră misiune. Să căutăm niște diamante. Bineînțeles, mai luăm și fierul ăsta, că e destul de important. Dacă nu chiar foarte important pentru moment. Avem 33 fier. Deja avem o armură. Da, nu strică să avem mai mult. Acum chiar vreau o bucată de diamant. Ceea ce tot timpul vrei o bucată de diamant. Tot timpul vrei mai multe bucăți de diamant. Of, să încercăm, să căutăm. Nu știu, frate, pe vremea mea era mitul acela că diamantele stau pe lângă lavă. Și pe lângă mult redstone. Așa era pe vremea mea. Acum nu știu ce să zic. Poate s-o schimbat sau poate chiar a fost doar un mit. Nu era un mit. Practic chiar erau multe pe lângă lavă. Pentru că lava se găsea la nivelul diamantelor. Cam asta era ideea. Asta era mitul. Da, puteai să găsești oriunde. Nu trebuia să stai neapărat lângă lavă. Dar totuși, hai să încerc în continuare. Poate găsesc pe aici, mă învârt. Ei, mai găsesc niște fier. Mai rău. Opa. Opa, opa. Pene, lopa. Chiar n-am chef de aceste distracții. Cum le numiți voi. Așa. Gata, nu mai vreau. Vă rog eu. Așa, perfect. Nu mă interesează de fierul ăla. O să-l găsesc eu în altă parte. O bucată de diamant, atâta doresc. Uf. Grea e viața asta. Și riscant ce fac eu pe aici, dar...
Nici nu știi când vine și îmi dă un schelet așa și am zburat în lavă. De asta nu vreau să intru acolo. Ia pe aici. Bang, bang. Ce nu-mi place mie să stau eu pe lângă lava asta? Pa, pa. Ei bine, poate nu găsesc aici. Ar trebui să... Dar e bine de reținut locul ăsta. Suntem la nivelul 8. Hai să reținem locul ăsta. Punem aici așa. Pac, am rămas fără pickaxe. 8, 7, 6. Ar trebui să sap aici, zic eu. Hai, hai cu un diamant. E, aparent, măcar o rugăminte mi s-a îndeplinit să primesc de afier, de mă scald în el. Adică uitați puțin cât fier am. Ia uitați, 58. Îmi fac două armuri. Deci, rai, aș putea zice. Sincer, nu știu cât am filmat. Oh, așa, fratele meu, oh, în sfârșit ceva bun. Oh my god, am venit strâmbt. Doamne, strănutul ăsta. Bun, ce v-am zic? Nu știu cât am filmat încă. Nu știu dacă o să mai filmez mult. Cel puțin azi. Doar vreau să vă mai reamintesc să nu uitați să dați un like, un subscribe. Și dacă nu ați activat clopoțelul ăla care clopoțelul ăla frumos care vă anunță că Kolpir a pus un nou episod, eu vă rog frumos să-l puneți acolo, să vă sune când pun eu un nou episod. Nu strică, zic eu, nici pentru mine, nici pentru voi. Dacă vă place seria, nu uitați să comentați, să ziceți dacă ce părere aveți, câte episoade credeți că o să rezist și toate chestiile de genul. Bun, hai să vedem sus ce facem. Hai să ne facem asta, armura. Măcar atâta să terminăm pentru episodul ăsta. Ori 3, ori 4, nu știu ce episod îi, dar măcar să avem acolo. Bam, avem carnea făcută. Bam, avem și asta făcută. A, și ne facem și un măr de aur. Ba, piciorul, dar ne respectăm ce naiba. Așa, și fier. Și multă mâncare. Trebuie să mă organizez puțin. Bun, o să facem mărul de aur. Sau, stai, nu. Fac. Am o întrebare. Să apelăm puțin la... Golden Apple. Ok, da. Mi-amintesc că făceam cu Gold Nugget și chestii. Am să fac un research, am să văd cam câte de-astea, câte inimioare umplă. Ca să nu-l irosesc degeaba. De exemplu, acum am una jumate și chiar nu știu dacă are farmec să iau acum un măr de aur. Oricum, aparent... A, da, îl avem. Avem pentru un... Știam că avem 8. Hai să avem unul tot așa aici și în caz, în episodul viitor, am să văd cu siguranță dacă merită sau nu să-l mănânc. Momentan nu cred că merită. Hai să ne facem și armura. Bam. Ups. Nu, cable, nu vrem armură din piatră. Chiar nu suntem la nivelul acela. Și ne mai trebuie încă 3 și ne-am scos încă una. Hai, fratele meu. Și terminăm și episodul acesta. Glorios, într-adevăr. Îmi pare rău că am luat damage atunci, dar nu contează. Important e că acum suntem mult mai buni. Ce mai trebuie să pun? Mai pun niște mâncare până atunci. Și data viitoare trebuie să mă duc să caut diamantul ăla pentru început. Am să caut diamantul și sper să-l găsesc ca să iau obsidianul și să ne aranjăm și cu niște bookshelf-uri. Ce ziceți? Eu zic că e o idee foarte bună. Ia chiar să fac niște bookshelf-uri. Hai că mai mă joc eu puțin pe aici și ne vedem în următoarele episoade. La revedere!